Gata, putem să ne apucăm de treabă. Repet pitch-urile pentru cei care au deschis televizoarele mai târziu. Veronica Niță, say happy birthday. Alexandra Elena Marcu, zilele educației non-formale. Lucian Stroie, Biodirect. Și Alexandru Bordea, importanța citirii rapide. Alexandru va oferi niște premii. Am uitat să menționez acest lucru. El are 10 premii, deci cu cât puneți mai multe întrebări la pitch-ul lui Alexandru, cu atât mai multe șanse veți avea să câștigați unul din premiile pe care el le oferă. E vorba de niște cărți care vorbesc despre importanța citirii rapide, evident. Mentoring Liviu Taloi, Multichannel Funnels. Fiecare pitch are un minut, Game Master-ul este în poziție. Dacă pitch-ul respectă anumite constrângeri descrise într-un document care se află pe grupul Open Connect, Game Master-ul se va apropia încetişor. Pentru fiecare punct atins, el va face un pas. Scopul, evident, este ca să-l aduceți pe Game Master pe scenă. Da? Haideți să vedem, Veronica. Veronica, putem să spunem că este deja un veteran al... da? Un veteran al pitching-ului la Open Connect. Aș vrea să îi rog pe cei care se uită la noi live să intre pe grup și să vadă poll-ul care a fost publicat de Viviana. Puteți să începeți să-i votați, vorbesc pentru cei care se uită live, dar și pentru cei care sunt aici, puteți să începeți să-i votați pe cei care susțin pitch-uri. Să-mi spui când ești gata. Mai durează un pic, am nevoie de puțin ajutor. Aha. Ai nevoie și de microfonul ăsta? I s-a întâmplat cuiva să primească de ziua lui 150 de urări de la mulți ani pe Facebook? Toate la fel? Say happy birthday se adresează oamenilor foarte sociabili, comunicativi, cu mulți prieteni, dar și brandurilor care vor să fie mai apropiate de clienții lor. Cum funcționează? Aplicația te notifică cu o seară înainte de ziua prietenului tău și îți pune la dispoziție instrumentele necesare pentru a-i face rapid și ușor o orare creativă. Cam cum i-am făcut noi, Clement, data trecută. Cum se vor simți prietenii voștri când vor primi o urare fan diferită și personalizată? Say happy birthday! Mulțumesc frumos! 47 de secunde! Ei, 47 de secunde, foarte bine. Întrebări. Hai să vedem cine este. Vreau să vă și arăt un pic aplicația, există. Urările respective vor fi live prin mesaje, cum vor fi? Ok. Cred că lumea vrea să afle mai multe detalii despre ce este aplicația, de fapt. Că eu nu știu dacă este o aplicație, este un site, este un grup de suport. În momentul respectiv avem o platformă online care se numește sayhappybirthday.com sau sayhappybday.com și am dezvoltat o aplicație de iOS care este în stadiul de testing. Voi de aici puteți să testați. Vreau să știu dacă este ziua cuiva astăzi. Sau va fi în curând. Nu? Va fi în curând. Uite, a lui va fi în 3 zile. Cum te cheamă? Gabi Rădoi, vei avea pe viață acces free la aplicația asta și la toate feature-urile ei. Wow, foarte tare! Genial! Are și iPhone. Cool! Dacă n-avea iPhone, îi dădeai iPhone? Nu e al meu, așa că puteam să-l dau, da? Viviana. Viviana are o întrebare, stai o secundă. Te ascult. Ai amintit ceva de originalitatea urărilor? Este un algoritm care preia cuvinte? Adică personalizezi tu mesajul? Cum te ajută să te diferențiezi de cealaltă urări, să nu fie un simplu la mulți ani? Ok. Deci am spus că există două modalități de a intra în aplicație. Odată că ești notificat cu o seară înainte și altă dată pur și simplu intri tu în aplicație, vezi ce se mai întâmplă. Vezi că este ziua unui prieten, intri într-un card care e deja personalizat cu numele lui. Numele se poate, mă rog, plimba pe aici, acum nu, degetul meu nu, așa. Și de asemenea ai un text ca sugestie.
poți să mai ai și alte sugestii, de asemenea poți să editezi, să scrii tu ce vrei, în ce limbă vrei. De asemenea, ideea e ca totul să fie personal, customizat pentru tine, pentru prietenii tăi. Poți să schimbi personajul, poți să schimbi background-ul. Așa? Deci da, totul faci tu. Ai o temă, cum alegi? Monetizarea se va face pe modelul freemium. O temă este free, iar celelalte, în funcție de cât de special este prietenul tău și cât poți să dai tu un dolar pentru fiecare prieten special, celelalte, da, deci sunt cu un dolar. Și le alegi în funcție de cum îți plac ție sau ce știi tu că i-ar plăcea prietenului tău. Pentru tine ăsta este un business sau un proiect social, așa? Vrei să faci bine oamenilor? Vreau să fac bine oamenilor pentru că, deci cred în creativitatea lor, dar ăsta este un business pentru că se adresează și companiilor și brandurilor mișto. Și cum faci bani din el? Că la business cam asta. Da, păi am zis că este in-app purchases, modelul de business, adică este freemium. Pe prima temă nu dai bani, dar pe următoarele dai câte un dolar. Un dolar ce înseamnă? Cu o temă din asta poți să urezi la mai mulți prieteni, în funcție de câte texte scrii tu, câte personaje sunt. Acum sunt vreo 4 personaje în fiecare temă. Deci primești ceva, zic eu, pentru un dolar. Ai competiție? Pe același model de business nu, însă sunt o grămadă de aplicații care te notifică. Mai degrabă aplicațiile te notifică de ziua prietenilor, știi? Sunt un fel de... Da, da, exact. Și cam asta fac. Sau unele îți dau așa un background frumos, dar tu nu poți face nimic acolo. Sau ca și competiție am și cardurile tradiționale, adică felicitările, știi? Noi vrem ca toată lumea să aibă acces la chestia asta, adică să poți să-i urezi unui prieten din China, adică dând un dolar. De asemenea, să poți să-i urezi folosindu-te de preferințele lor, preferințele lui în materie de branduri. Ce să mai zic? Stai, nu mai zic. Stai așa puțin, vedem dacă vrea. Marius. Mai zic? Dă-mi un pont. Da, repet eu. Este numai pentru oamenii cu smartphone, adică cum îi ajunge felicitarea omului? Trebuie să aibă neapărat smartphone? Vorbim de toată lumea sau toată lumea cu iPhone? Deci este o modalitate de a ura la mulți ani numai oamenilor cu iPhone sau poate să ajungă la toată lumea? Deci, urarea se transmite pe wall-ul tău de Facebook. Deci nu trebuie să ai iPhone ca să primești urarea. Toată lumea care eu am făcut urarea, o deci primește pe Facebook? Facebook. Pe wall-ul de Facebook. Deci da. E pentru Facebook. Da. Da. Toată lumea care are Facebook, adică așa, care există, primește urarea. Pot deocamdată... Da. Pot deocamdată să facă urarea doar cei care au iPhone, pentru că noi ne-am gândit ca inițial să începem cu early adapters, deci cu cei care au iOS și care downloadează mai multe aplicații, dar vor fi disponibile, sperăm, cât de curând, pe toate device-urile și inclusiv pe web, că până la urmă multă lume și stă și pe web, cei mai mulți stau pe web și inclusiv pe web. Deci acolo o să ai un tur unde să te joci cu personajele, cu textele și să faci UR mișto. O ultimă întrebare și mai vorbim la partea de networking. Mai are cineva ceva de spus? Dacă nu mai are nimeni nimic de spus, eu zic să-i spunem say happy birthday. La mulți ani, Veronica. Când o să fie ziua ta? În curând, pe 21 noiembrie. 21 noiembrie, nu? Da. Mulțumim, o să te rog să te așezi acolo și să suferi feedback-ul oferit de Florin. Ba da, va primi și premiu de la Game Master. Primesc ceva? Da. Zâmbiți, vă rog. Da. Și mai primești ceva de la... Da? Da. Era că am crezut că e de mâncare inițial, dar am foarte... Nu e, seamănă cu o șarlotă de o lumânare de la Ora Pământului. Ah, ok, super, ăla era... super, îmi plac, mersi mult. Super. Acum feedback de la Florin. Mă simt de parcă e ziua mea. Eu mă simt foarte ciudat de fiecare dată când mă ridic și intru așa să evaluez. Și mă gândesc să spun... te rog să nu mai închizi microfonul, că tu închizi microfoanele de aici. Okay. Eu le închid, ok, nu le mai închid. Mă gândeam să spun un banc, dar cred că e suficient de bun ăsta. Vorbeam acum câteva zile cu un prieten, suntem foarte pasionați de filme, în special de seriale. E mai mult el și îmi spune: băi, ai văzut noul serial care a apărut? Și zic, nu, care? Păi, Open Connect.
Devine un... Featuring Florin Tăbâr. Exact, da, trebuie să apărem acolo. Foarte okay. tare. Frumos. Acum, să revin la lucrurile serioase. Da. Mi-a plăcut că la început ai avut It's Your Birthday. A atras atenția, măi, ce vrea să spună? Da, nu s-a auzit foarte tare, dar a avut un pic de efect. Uimitor, ai vorbit clar și rar. Clar și rar! Cine vine de ceva timp la Open Connect știe de ce spun asta. Am zis, wow, nu e Veronica. Mi-ar fi plăcut să vorbești puțin mai tare, în schimb. Ai avut recuzit acolo în spate cu Say Happy Birthday, nu știu cum i-ai mituit, dar a contat și chestia asta. Te-ai încat în timp, îl citesc pe Dragoș. Wow, foarte tare, 47 de secunde. Gesturile, mi-ar fi plăcut să transmis ceva prin ele. Adică dacă tot ai o mână care stă degeaba, mână așa, folosește-o. Stați puțin să râdă și Raluca. Okay. Atenție, eu nu m-am sesizat ăuri în timpul pitch-ului, semn că l-ai pregătit foarte, foarte bine. În schimb, la întrebări, vorbeai și răspundeai și, atenție, foarte multe ăuri după pitch. Asta este extra evaluare. Mi-a plăcut, în schimb, că ai fost extrem de relaxată. Nu știu ce ai făcut, ai fost de foarte relaxată și mesajul tău a fost foarte clar. Felicitări! Mulțumim frumos, Florin! Să nu închizi microfonul. Mulțumesc frumos! Următorul pitch, Alexandra Elena Marcu, ne va vorbi despre Ziua Educației Non-Formale. Game Master-ul este în poziție, iar tu, dacă ești pregătită, îmi vei da un semn. Da? Aștept. Salut, sunt Alexandra Marcu și sunt project manager la Zilele Educației Non-Formale. Vreau să vă spun despre acest eveniment care va avea loc în noiembrie. Este un eveniment la a treia ediție al Link Education and Practice și este special pentru studenți. Toate proiectele Link Education and Practice au trei puncte de rezolvat în societate. Să facă o puncte de legătură între studenți angajatori și mediul academic, să promoveze educația non-formală pentru ei. Pentru studenți, pentru ei, așa. Pentru angajabilitate și să se promoveze un spațiu în care se poate face un think tank pentru politici educaționale, adică este se poate face cercetare. Este perfect, mulțumesc frumos. Haideți să o aplaudăm pe Alexandra. Raul. Care e site-ul unde găsim mai multe informații? Te rog frumos. Aici găsiți toate informațiile. Și da? Dacă aveți zenf.ro. Da, zenf.ro și Zilele Educației Non-Formale pe Facebook. Și dacă aveți idei sau vreți parteneriate, pe adresa mea de mail. Ok. Da. Care e rolul tău în proiectul ăsta? Sunt project manager și căutăm fonduri, de aceea am făcut foarte acest bine. Pitch. Foarte bine. E prima ediție, n-am înțeles. Este la a treia ediție. Este la a treia ediție, înseamnă că n-am fost eu. Câteva detalii despre Zen. Am înțeles. Asta este un slide, nu? Da. Foarte frumos. Slide show. Este un slide show. Da. Este un slide show. Foarte frumos. Ce întrebări mai sunt din sală? Că, așa, Marius. Da, repet eu. Practic, prin asta ajutăm studenții să se angajeze după facultate sau îi învățăm la workshop-uri și chestii? Cum să facă astfel încât ei să se angajeze mai ușor? Deci, practic, să lucreze sau să se angajeze? Este un eveniment în care îi educăm sau le facilităm angajarea, nu? Despre asta e vorba. Îi educăm, asta e și ideea. Promovăm educația non-formală pentru angajabilitate, iar prin angajabilitate noi considerăm atât joburi, cât și freelanceri, antreprenori sau change makeri. Ok. Mai sunt evenimente de genul ăsta în zonă? Mai sunt evenimente de genul ăsta în zonă? Ceva, nu știu, the closest match, care e cel mai apropiat eveniment de genul ăsta? Sunt foarte multe evenimente cu workshop-uri pentru studenți. Nu știu exact unul care să facă acest lucru, adică pur și simplu workshop-uri practice la care să rămână cu ceva studenții. Uh-huh.
într-un mediu... Mm-hmm. Ok, Liviu. Modelul de business e unul clasic al unui organizator de evenimente. Câștigi bani tu din organizarea de eveniment? Modelul de business este unul clasic, se câștigă bani din organizarea evenimentului sau este vorba de altceva? Este vorba de altceva. Este un eveniment free pentru studenți și de aceea vrem să facem și fundraising. Nu vom câștiga, nu va fi intrare și nu este un business momentan. Deci nu va fi un eveniment plătit, ci va fi un eveniment sponsorizat. Da. Am înțeles. Da, sponsorii suportă costurile. Asta era întrebarea. Tibi. Se pot face angajări chiar la eveniment? Ai spus că participă și angajatori. Angajatorii vor participa la conferințe sau vor fi sponsori ai evenimentului. În mare parte nu vrem să devină un târg de joburi, vrem doar să dezvoltăm competențe și aptitudini pentru studenți. Ok. Bine, încă o întrebare de la Deloitte, de acolo. De la anul sabatic de la Deloitte. Așa. Da, poate pui tu de la Deloitte. Repet eu întrebarea ta după aceea. Spuneai că ești la a treia ediție. O să dai exemple de succese de la ediția anterioară, nu știu, realizări, numărul de studenți plasați la companie? Poți să ne dai niște cifre, eventual, în zona success story de la cele două evenimente anterioare, de la cele două ediții anterioare? Datele pe care le știu este numărul de participanți, deoarece noi nu plasăm studenții în companii, vrem doar să vină la workshop-uri și să învețe ceva. Au fost peste 900 de studenți și evenimentul a fost în 4 localități, în București, Timișoara, Cluj și Iași. Anul acesta îl vom face în București și în Iași și va fi mai restrâns și mai targetat. Faceți și follow-up? Faceți și follow-up la cei care participă, urmăriți să vedeți... Da? Am făcut un scurt follow-up, însă anul acesta îl pregătim puțin mai bine. Ok, mulțumesc. O întrebare de la Deloitte? Ex-Deloitte. Când spuneți voi, la cine vă referiți, mă refer ca echipă. Ce tipuri de specialiști aveți care vorbesc cu studenții? Ce tipuri de specialiști aveți? Care sunt competențele pe care le aduceți acolo? Despre asta vorbești? Ok. Deci cine a ajutat studenți? Nu, vom chema specialiști, vor fi 5 din ce zile zone? De workshop-uri. Din ce zone veți chema acești specialiști? Sunt 5 zile de workshop-uri, fiecare zi cu o altă temă. Antreprenoriat social, nu numai social, antreprenoriat, implicare socială, ecologie și încă 3 teme pe care în acest moment nu mi le amintesc. Foarte ok. Și vom chema specialiști. Da. Alex, ultima întrebare, după care vorbim la partea de networking. Ok, vreau să spui un subiect care va fi dezvoltat acolo, pe care tu crezi că îi ajută pe oameni. Care crezi că îi ajută pe oameni? Spune-ne un subiect dezvoltat acolo, care crezi că îi va ajuta pe oameni. Pe studenți. Pe studenți. În afară de mentoring-ul care va avea loc la conferințe, vor fi două conferințe în care studenții pot participa, chiar dacă nu participă la workshop-uri. Pe aceste 5 teme despre care mai multe detalii o să găsiți pe site în acest moment, chiar nu reușesc să mi le amintesc. Okay. Vor fi și workshop-urile respective despre antreprenoriat, workshop-uri de câte 3 ore în care ei să rămână cu un skill sau cu o competență. Nu avem încă toți mentorii. Deci agenda evenimentului nu e gata, asta ne spui. Da, agenda evenimentului nu e gata, având în vedere că evenimentul va avea loc în noiembrie. Dar un lucru clar care vor rămâne este un mentoring pe partea de CV-uri și cum să se prezinte la viitoare angajare, care se va întâmpla înainte de eveniment. Ultima întrebare, te rog să o pui la partea de networking. Mulțumim frumos, haideți să o aplaudăm pe Alexandra. Să nu fugi, pentru că ai de primit un premiu foarte important. Deci Game Master îți va da un premiu, ia să-l vedem. Este o carte care se numește... Totul contează. Totul contează, foarte frumos. Bun, și încă un premiu de la Ora Pământului. Să nu uitați să stingeți lumina. Când se stinge lumina? De la 8.30 la 9.30. Florin. Stingătorul de microfoane. Alexandra, dai chisa de microfon. Ai început să vorbești, apropo de totul contează, și ai vorbit, și ai vorbit. Și zic, ce bine, face pauze în vorbire. Interesant. Uh-huh.
După care am văzut că ai început să faci pauze din ce în ce mai mari. Zic, neinteresant. Sunt convins că aurile și prelungirile au fost puse pe seama emoțiilor pe care le-ai avut. Nu înțeleg de ce că ai început să vorbești foarte, foarte bine. Ai avut recuzită, ai avut slide-urile respective. Mi-ar fi plăcut să ni le arăți nu după, ci în timp ce. Ai avut într-adevăr blocajul respectiv care te-a paralizat puțin. Ai avut o expresie think tank, dacă am reținut bine. Mi-ar fi plăcut să... Ok, ok. Mi-a plăcut foarte mult că ai revenit. Pentru că mulți speaker după blocajul ăla nu știu ce să mai spună. Tu ți-ai revenit și mi-a plăcut că ai vorbit foarte clar. Felicitări. Română asta se cheamă bounce back, știi? Bounce back, da. Ok, foarte bine, mulțumesc. Mulțumesc. Mergem mai departe cu Lucian. Lucian, o să te rog să ții microfonul foarte aproape, pentru că dacă îl ții departe, încearcă el va amplifica, acela este microfonul tău, va amplifica și va face microfonie. Când ești gata? Ești gata? Ok? Sigur, bună dimineața! Numele meu este Lucian Stroie și sunt în fața voastră să râdeți accentul meu. Nu, eu dezvolt acum o afacere socială aici în România, care este bazată pe o platformă open source care sunt în proces de dezvoltare. Eu vreau să conectez producătorii de alimente cu consumatorii finali. Dar vrem să fac într-un sistem în care producătorii se asociază între ei, să pot să livrează într-un tir și după aceea să livrează direct la consumatori finali, la un nivel comparabil logistic cu un sistem mai eficient. Eu încerc să mă plasez foarte mult pe oricine care mănâncă, dar în special mănâncă sănătos și noi încercăm să reducem prețurile alimente, să poate oameni să mănâncă cât de sănătos și cât de ieftin posibil. Și de asta este și o afacere socială. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, Lucian! Felicitări! Am eu o întrebare, dar vreau să o păstrez pentru mai târziu, pentru că întâmplător acum vreo 16 ani am avut un proiect foarte asemănător cu al tău și o să spun de ce probleme m-am lovit. Aștept întrebări din sală. Vivi, te rog. Proiectul vine să susțină micii producători sau... Proiectul vine să susțină micii producători sau? Eu încep momentan cu asociații. Deja am asociații în prejurul Brașovul și Bucureștiul. Asociații este mai ușor să vândă ei împreună, dar prin platforma noastră, un mic producător poate să trimite un SMS și să pune informația lui înainte de recoltă. Și după aceea putem să facem asociație virtuală doar prin plasarea lor. Ok. Alex. Care-i treaba cu accentul ăsta? Te rog, răspunde. Da, am stat 17 ani în Statele Unite, am câștigat o competiție de afaceri acolo și a fost foarte scump. Ce competiție? The Statewide Business Competition in Connecticut. Și în ce a constat competiția asta? A fost o competiție de toate facultățile în Connecticut. Tu ai terminat în Connecticut facultate? Da, ce facultate? I finished the University of Connecticut and I beat all of the Ivy League schools in my state with my idea. Da, which is noi, very similar. Okay. Și noi la... Te înțelege. Switch, da. Switch back. Ok, foarte bine. Ce te-a făcut să te întorci în România? Imediat mai sunt două întrebări. În prima oară, România are un talent informatic minunat și are un spirit antreprenoriat care, și venind din Statele Unite, de New York City, este ceva care mă surprinde dintotdeauna, adică uite împrejurul vostru. Ok, te surprinde la modul plăcut, înțeleg. Da, foarte mult. Bun, acolo întrebare și acolo mai avem. Care va fi modul efectiv de desfacere către consumatorul final de retail? Vei implica lanțuri de retail sau, cum mi se pare, destul de complicat să ajungă marfa la end user? Încerc o soluție inovativă acum, sunt în proces de testare. Se numește group buying. Noi avem un sistem complet transparent în care împarți costul de livrare. Adică dacă zici, ok, sunt dispus să merg la casă la un coleg,
atunci el poate să adună 10 oameni, poate 5 care sunt împrejurul lui, să primește alimente la el acasă și după aceea să iei de acolo. Tiru va face 30 de oprimi. Și tiru va face, da, 30 de oprimi. Da, dar tiru poate să merge la alt... sunt două feluri de transport. Este cu tir, care poate să duce la un depozit, unde poate să fie împărțit din nou, și sunt firme care livrează specific mâncare, care deja avem parteneriați cu ei. Ok, mai e o întrebare acolo, o să o repet eu, te rog, spune și o repet. Foarte normal ar fi, ok, în general, desfacerea se rezolvă. Există Uber, oamnă lumea, însă cum îți recrutezi furnizorii? Ai zis de asociații. De acord, însă nu se poate să mergi numai cu asociații, pentru că, în general, furnizorii nu se... grupează în asociații. Să dau un exemplu, ai județul Giurgiu, pe lângă București, care se ocupă 90% de solare, chestii bio, unul... Este foarte bună întrebarea, chiar în zona asta vreau să... Pentru că, încă o dată, spune că respectivul are vreo 50-60 de ani și nu prea știe cum e tu. Cum îți recrutezi furnizorii în afara asociațiilor? Cum poți să ajungi la producătorii individuali care nu au acces la internet și care nu știu să se organizeze? Sigur. Avem o platformă care poate să folosește SMS-uri. Ei pot să ne transmită direct, care se pune automat pe o hartă înainte de recoltă. Poate vreți să știți cum o să află despre numărul de SMS. Noi am făcut parteneriați cu firme de promovare și partenerii noștri deja dezvoltați au acces deja la o treime din toți fermierii în România. Poți să ne spui cum se numește site-ul sau asociația sau chestia că n-ai spus? Dacă vrei să ne găsiți, o să fie, pot să ne cauți pe Facebook. Biodirect.ro Biodirect. Biodirect. Pe Facebook, scuze-mă. Și noi suntem încă în proces de dezvoltând platforma în care o să lansăm open source când o să fie gata. În cât timp? Depinde cât de repede pot să ajung la scopul meu de finanțare și mai am probabil într-un an o să pot să testez toate assumptions care sunt baza toată afacerea. Deci ești la un nivel extrem de early, da? Da, da. Eu fac testing, eu îl fac fără site, la început. Doar să văd dacă livrări în grup merge, să văd este cum Lean, pot să... Lean da. Startup. A fost Dragoș Nicolaescu data trecută și a discutat despre Lean Startup. O întrebare și încă o întrebare, te rog. Mai scopul tău este să oferi mâncare sărătoasă și ieftină. Da. Cum te asiguri că cei care cumpără de la tine nu pun niște adaosuri de cistă la tine? Cum te asigur că stocul tău nu va fi speculat ulterior de către alți speculatori în lanțul de cumpărare? Da. Să nu devii tu intermediarul care... Da. Da, să nu fiu intermediar pentru intermediari. Oblig livrare prin platformă. Noi suntem noi facem toate tranzacțiile financiare, dar și obligăm livrare. Și avem un lanț de livrat, dar este și deschis să intră alții peste. Și noi încercăm să evităm asta prin transparență. Dacă vezi că cineva ia prea multe un adaos, treci pe lângă el. Ok, penultima întrebare de la Daniel Matei, după care o să vin. Ce rezultate ai avut la Dubai? Ce rezultate ai avut la Dubai? Am trecut la următoarea etapă. Am fost la cea mai mare competiție de afaceri în Dubai, numit The Halt Prize. Și acum o să pregătesc un scurt video care o să-l pun pe Open Connect, site-ul pe Facebook, și o să trebuie să votați pentru mine acolo. Să pot să merg în New York City, să prezint la 4 premiați Nobel, Bill Clinton, și să câștig $1,000,000. Toți care votează ei cu tine la New York, nu? Oh, da, da. Nu? Așa funcționează aici, nu știu cum e la... Dar la noi aici, în România, așa. Venind din New York, da, pot să vă cazez pe tot. La mine acasă. Da, bineînțeles, se pare corect. Am o întrebare și o precizare. Am încercat să fac proiectul ăsta acum 16 ani și s-a dovedit după cercetarea inițială că cea mai importantă componentă nu era cea tehnică. Okay. Cea mai importantă componentă e cea socială, mai exact la zona de enforcement, pentru că cea mai mare problemă la nivelul la care vrei tu să te inserezi nu este accesul la tehnologie sau capacitatea de a se grupa, ci structurile de tip quasi-mafiot care sunt acolo și care cumpără produsele, da, și le revând și le duc mai departe. E o problemă în care... Exact. De asta, da, 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 da. De asta lucrez știu direct cu asociații sunt live, de nu numai fermieri. Online. Sunt live online și știu despre ce vorbesc. Eu lucrez cu asociații directe fermieri și cu alte ONG-uri care se specializează. Asociațiile sunt un lucru, dar producătorii
răspândiți în zonă, da, suferă foarte mult de la faptul că alți intermediari le cumpără, da, produsele, le dau prețuri extrem de mici, îi forțează la prețuri mici și le vând cu prețuri foarte mari. Deci exact. Asta e challenge-ul pe care îl văd eu, cel puțin acum. Nu mai știu cum e acum, dar acum 16 ani era o problemă masivă. E exact la fel. Exact. Nimic s-a schimbat și de asta și văd foarte multă oportunitate în România, că vreau să schimb asta. Dar sunt asociații care deja au început să schimb situația pentru fermierilor și eu cred că un pic de tehnologie cu posibilitatea să pune recolta lor înainte pe un site și să primește oferte înainte de recoltă, atunci ei au ofertă să știu, băi, eu nu trebuie să vând la ăsta, că deja vine un camion pentru mine. Discutăm la networking. Sigur. Premiul tău, te rog, de la Claudiu. Ia să vedem cum se numește cartea. Dacă m-aș asculta, m-aș înțelege. Felicitări! Mulțumesc. Și premiul de la Ora Pământului este să nu uiți să stingi lumina sâmbătă, te rog frumos. Da? Ok, te rog să stai pentru feedback aici. Da. Acolo. Trebuie să stai foarte încordat. Da, și trebuie să și asculti, să stai foarte încordat și să suferi, da, acolo. Acum, da? Scaunul suferinței. Vreau să-l felicit pe Claudiu pentru cărțile foarte, foarte inspirate. Nu știu, cred că sunt custom made, știi? Da, da. Vreau o carte exact așa. Lucian, încă de la început ai avut o postură foarte potrivită. Ai venit, ai stat drept, te-ai mișcat. Ai avut umor. Umorul este o caracteristică a foarte puțini pitcheri care vin aici, pentru că în momentul în care vi se transmite o idee, în primul rând nici nu te gândești cum să fiu amuzant, dar a avut foarte mult impact, mi-a plăcut asta. Eu am o problemă cu accentul lui, cum îl traducem? Cum îi traducem accentul? Că tot ce spunea parcă venea în engleză. Luăm engleză. Da. Atenție la auri, sunt convins că din cauza că ți-e greu să-ți găsești cuvintele în română, ăla îți oferă pauza să-ți găsești următorul cuvânt. Dar vreau să te anunț o precizare pe care pot să o fac, sper. P, nu P. Ai spus P. Alte cuvinte, prepoziție. Prepoziția, P. N-are importanță, lasă. Da, ok. Pentru mine a contat ce am să te anunț. Ăurile și prelungirile cuvinte, ți-am spus despre ele. Mi-a plăcut foarte mult că ai avut gesturi și limbajul trupului te-a ajutat să transmiți mai mult decât ai făcut-o în cuvinte. Asta te-a salvat cumva. Și vreau să-ți fac și o recomandare, dacă se poate. Open your mouth and say Connecticut. Connecticut. Felicitări. Bine, mulțumim frumos. Ultimul pitch de astăzi, Alexandru Bordea ne va vorbi despre importanța citirii rapide și va oferi premii, deci atenție, deschideți urechiușele și pregătiți-vă să puneți întrebări. Te cronometrezi singur. Vai, ce frumos. Da, te rog. Merge. Probă. Da. Un pic mai tare se poate? Nu l-a închis Florin. E bine. Merge, te audă lumea. Okay? Ok. Mulțumesc. Aș dori să încep primind aplauze de la dumneavoastră. Mulțumesc. Cui îi place să citească, rog să ridice mâna. Mulțumesc. Cine știe cu ce viteză citește, rog să ridice mâna. Mulțumesc. Mă numesc Alexandru Bordea și reprezint programul InfoSpeed și o să vorbesc despre importanța citirii rapide. Citirea este principala modalitate prin care ne luăm informația și eu mă mir că multă lume se miră de ce să citești repede. Știu că nu e cazul celor de aici, dar multe persoane citesc cu 200 de cuvinte pe minut. Asta este viteza de acum 100 de ani. Și este viteza cu care rămânem în clasa 6, să știți. Un elev de clasa 6 citește cu această viteză. Da? Și o să zic o poantă lui Woody Allen, care spunea că am citit cu tehnica citirii rapide cartea Război și Pace. Este despre război. Mulțumesc frumos, Alex. Mulțumesc. Ok, asta a fost pitch-ul. Înțeleg că mai aveai ceva de spus. Întotdeauna. E vorba despre cititul rapid, nu despre vorbitul rapid. Da, asta e. Că zice, bă, dar vă la InfoSpeed faceți totul rapid? Da. Ok. Da, te rog. Citirea rapidă este același lucru cu fotolitic?
e o întrebare... Stai, trebuie da. Să repet pentru cei okay, care scuze. Sunt pe live, dacă citirea rapidă este la fel cu photo-reading? Este o întrebare tot mai des în ultimul timp primită. Nu, este diferență foarte mare. Photo-reading-ul se bazează pe legătura cu subconștientul și se face o activare când dai repede pagine și apoi trebuie să aduci aminte ceea ce citești. Citirea rapidă este un act conștient prin care efectiv mărești câmpul vizual, mărești viteza de mișcare a ochilor și atunci pur și simplu este foarte convenabil pentru că știi de la ce viteză pleci și ce viteză ajungi. Cu aparatul de citire rapidă, invenția domnului profesor, în 7 zile îți dublezi viteza sau mai rapid în 2 zile la curs. Raluca o să aibă o grupă săptămâna viitoare, în weekend. Da. Daniel Matei și Emil Călinescu. Întâi Daniel și apoi Dan. Absolut. E demonstrat că prin citire rapidă nu numai că... Da, este demonstrat. În 1928 a fost primul curs formal de citire rapidă la Universitatea din Siracuze. Este demonstrat într-adevăr și culmea, paradoxul citirii rapide este că cât citești mai repede, cu atât reții mai mult, pentru că citirea în sine este un proces inconștient. Noi credem că e conștient, dar ponderea cea mai mare este inconștientă, pentru că nu știm ce anume reținem, nu știm cât la sută reținem. Mulțumesc! În sfârșit! Da? Sau de mai tare? Da! Asta? Și nu suntem conștienți, noi suntem conștienți la cuvintele pe care le citim, dar înțelesul se creează în background și atunci, într-adevăr, problema este că oamenii nu au o relație cu informația. Adică nu știi ce reprezintă informația pentru tine, nu ești prieten cu informația, pentru că atunci când devii foarte apropiat, asta se face și în cadrul cursului, în primul rând. Emil. Da. Aveți informații despre cursanții voștri care au reușit, nu știu, cineva care a luat la barou, cineva care a luat la barou. O studentă, Monica, la medicină, era în penultimul an, a făcut cursul de citire rapidă și de atunci a luat numai 10 și a ajuns prima rezidențiat la medicină. Ok, Veronica, acolo și acolo. Da, Veronica, te rog să mai dai niște cărți. Da. Veronica, te rog. Veronica vrea să afle niște tehnici, cele mai ușoare. Înțeles. Cea mai ușoară tehnică este să te uiți foarte repede. De exemplu, eu când coboram la metrou la universitate, mă uitam foarte repede când venea metroul să văd repede oamenii și când încet, până încetinea, să văd dacă era bărbat sau femeie, cum era îmbrăcat. Și asta era antrenamentul pe viteza de mișcare a ochilor, pentru că odată ce reușești să vezi foarte repede ce se întâmplă și când citești, practic începi să o recunoști foarte ușor cuvinte, adică folosesc ce mi se întâmplă când merg prin oraș ca să mă antrenez viteza de mișcare a ochilor. De exemplu, eram la mare, stăteam în apă și mă uitam, am văzut un bender în depărtare. La mare și eu mă uit foarte atent. Da. Dar nu mă uitam la ce crezi tu. Da. Mă uitam la un banner și urmăream să identific numărul ăla de mobil și atât m-am chiorât până când am reușit să văd numărul și am fost foarte mândru și foarte încântat să văd că ăla era într-adevăr numărul. Acolo? De la 200 la cuvinte. Cel mai repede a ajuns Ștefan Alexandrescu, care a lucrat îndeaproape cu domnul Budei, chiar a apărut mult și în presă. Cine e domnul Budei? Domnul Budei este cel care a dezvoltat aparatul de citire și cursul. Este conferențiar doctor inginer Radu Budei, profesor din Iași, care în 74 a văzut că nu este o materie care să te învețe cum să înveți, a dezvoltat acest curs pe baza de experiența lui de 22 de ani. Noi la InfoSpeed avem 62 de ani de experiență în domeniu, adică munca de viață a multor oameni. Și atunci Ștefan... 62 adunați, voi sunteți pe piața de mai... 62 adunați, sunteți feria. Foarte bine pentru... Mulțumesc pentru vârsta ta. Da, mă mențin. Da. Ok, Dan Călgăran. N-am terminat întrebarea. Ștefan Alexandrescu a ajuns la 10.000 de cuvinte pe minut. A fost și testat de ziua lui într-o librărie, da. Cei din presă i-au dat 8 cărți, le-a citit într-o oră și a putut să răspundă din toate. Campionul citire rapide, găsiți pe internet. Dan. Vârsta minimă a cursanților. De preferat clasa a doua, dar am lucrat și copiii de 6 ani pe atenție și concentrare, pentru că ei asta au nevoie foarte mult. Deloitte? Nu, se mulează. Noi începem cu testarea parametrilor când intră în program oricine, că este copil sau adult, trebuie să vedem de unde pleacă. Îi testăm de la început să vedem cu ce viteză vin. Nu este numai viteza de citire. Citirea este doar începutul, pentru că relația cu informația, cât de mult îi place, atenție, concentrare, nivelul de inteligență, folosirea ponderilor, sunt mulți parametri care intră acolo. Ok, ultima întrebare, restul vorbim la networking, Deloitte. Și asta este o întrebare care privim destul de des. Prin experiența, prin citire rapidă, nu privezi cititorul de plăcerea cititului la șemineul la astea? Chiar din potrivă, pentru că atunci când citești repede,
îți este mult mai comod și mult mai confortabil, pentru că intri mai ușor în filmul respectiv și nu te mai obosești să reții sau să recunoști cuvintele, pentru că se formează foarte frumos în minte. Și dacă un cititor obișnuit citește cu 200 de cuvinte pe minut, când ajungi la 500-600, este o plăcere să citești, pentru că nu mai stai efectiv să te uiți, să înțelegi cuvintele, ci efectiv survolezi textul și ești în filmul respectiv și este foarte comod, este foarte plăcut. Așa, ca Matrix. Exact, ca în A Beautiful Mind, filmul care e cu Russell Crowe. Da. Că în loc să vezi cifre, vezi cuvinte. Super, foarte frumos, mulțumesc. Nu uitați că la partea de miercuri puteți vorbi cu Alexandru sau cu Raluca. Și Raluca, da, are o, fiind trainer, are o grupă nouă care începe duminica asta, da? Nu, weekendul viitor. Weekendul viitor. Weekend. Sâmbătă și duminica, weekendul viitor. Îi mulțumesc lui Alexandru, mulțumesc să ia premiu, te rog. Ia să vedem ce... Jurnalul unei femei adultere. Aș vrea, da, auzi, să-l Claudiu, citesc repede. Da, da. Și de la ora pământului să nu îi se stingi lumina. Mulțumesc, Claudiu, te rog frumos să-l întreb din chestia asta, da? Și să ne spui cât de repede a citit. Da. Deci până la sfârșitul networking-ului te rog frumos să ne spui tot. Florin, te rog. Alex, încă de la început ne-ai cucerit prin umor. Spuneam mai devreme că este o caracteristică a puținor persoane care vin aici în față. La tine se pare că e natural. Asta a atras foarte mult publicul către ce ai avut tu de spus. Ăuri și prelungiri, ai avut câteva. Tricoul, îmi place că ai venit cu tricoul să arăți, dar nu s-a văzut de sacou. Data viitoare, nu știu, fă cumva să se vadă. Da. Atenție la timp, este important timpul, limita de timp, să te încadrezi într-un minut, după care poți să continui să dai detalii la partea de întrebări, dar timpul este esențial, de asta este pitch. A ajuns liftul la etajul 40. La revedere! Da? Și mi-a plăcut că ai fost foarte subtil. Știu că nu este cazul celor de aici. Mi-a plăcut asta, a fost așa frumos pusă. Mi-a plăcut că ai interacționat cu publicul tău și că ai avut entuziasm. Vreau să mai spun o chestie, dacă e ceva ce îmi place și mi-a folosit, recomand. Am făcut cursul, nu cu Alexandru, cu o colegă de-a lui și, într-adevăr, am simțit beneficiile, deci îl recomand și eu. Bine, mulțumesc frumos, felicitări încă o dată.